Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cu mine împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Judecătorilor, capitolul 13. Voi citi un singur verset, Judecători 13 cu 8. Versetul 8 din Judecători 13, unde Cuvântul Domnului spune în felul următor. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Amin. Pentru toți ascultătorii noștri online, aș vrea să reamintesc. În Statele Unite, astăzi este ziua Tatălui. De aceea, dacă ne-ați auzit la serviciul acesta de dimineață, mărturisind mereu, Father's Day înseamnă ziua Tatălui. Aș vrea să specific introductiv două, trei lucruri legate de ziua Tatălui și ziua Mamei și legate de ceea ce s-a spus până acum. În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru ocazie de a mă adresa dumneavoastră. Spun și eu din toată inima, Happy Father's Day! E frumos să facem lucrul acesta, nu este un lucru lumesc. Că de fapt, primul lucru pe care vreau să-l menționez este acesta. Sunt printre noi, și vorbesc cu respect, nu cu disrespect, sunt printre noi frați și surori, dar unii dintre ei, dintre frații aceștia, sunt predicatori, oameni foarte vehemenți, oameni foarte tăioși în cuvânt, care disprețuiesc ziua Tatălui, disprețuiesc ziua Mamei. Nu pot să audă că se vorbește despre ziua cuiva. Acesta este un păcat de moarte. Pentru dumneavoastră care aveți o astfel de opinie, sigur, noi suntem obligați să vă respectăm opinia, dar nu putem să fim de acord cu opinia dumneavoastră, pentru următorul mare argument. Ziua Tatălui și ziua Mamei, dacă vreți, a părinților, nu este ideea oamenilor, nu este ideea lumii. Cinstirea părinților este ideea lui Dumnezeu. N-ați auzit? Cinstirea părinților este ideea lui Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeu a dat cele 10 porunci, decalogul, dacă vă uitați cu atenție la cele 10 porunci, ele sunt împărțite în două grupe. Primele 4 porunci sunt relația noastră cu Dumnezeu, primele 4 porunci. Să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închin Lui, să nu iei în deșert numele Domnului și să cinstești ziua a patra. Acestea sunt primele 4 porunci. Ele sunt direcția omului, relația omului cu Dumnezeu. Următoarele 6 porunci, toate sunt relația mea cu semenii mei. Relația mea cu semenii mei. Și această relație cu semenii noștri începe în primul și în primul rând în familie. Astfel că porunca a cincea, deci imediat după cele în relația cu Dumnezeu, porunca a cincea spune așa, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ai parte de zile lungi și fericite, să-i cinstești. Deci, dumneavoastră care aveți o opinie exagerată în această privință și considerați că a cinsti ziua cuiva a părinților este un lucru lumesc, vă recomand cu respect, citiți Roman 14:22, care vă spune următorul lucru. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. E mai bine și este mai înțelept.
cinstiți părinții. Amin? De asemenea, vreau să specific că m-am bucurat de mesajul în limba engleză a fratelui Lucian. Mi-este greu acum să predic după dânsul, că nu știu ce să vă mai spun. Dar probabil că totuși găsim noi ceva aici, în cuvântul pe care l-am citit, însă vă rog să-mi permiteți, frate Lucian, să fac următoarea afirmație legată de textul pe care l-ați citit, și anume, în Geneza 22:5 este locul unde pentru prima dată în Scriptură apare termenul închinare. Rămâneți aici, că noi mergem să ne închinăm, a zis Avram. Este prima dată unde apare termenul de închinare. Și unde apare un termen pentru prima dată, așa cum este definit în pasaj, așa trebuiește înțeles termenul acela peste tot în Scriptură. Și când Avram spune închinare, însemnează că închinarea, în vederea lui, are trei dimensiuni. Una, ascultare de Domnul. Doi, sacrificiu până la limită. El avea un singur copil și pe acela l-a sacrificat. Poate tu ai un singur dolar, pe acela trebuie să-l dai Domnului. Și trei, umblare prin credință. Ne vom întoarce înapoi. Deci ascultare absolută, sacrificiu până la limită și umblare prin credință. Asta este închinarea. Și atunci tot ce facem, deci umblarea prin credință înseamnă că tot ce facem trebuie să facem ca pentru Domnul, să facem cu convingere că facem o slujbă înaintea lui Dumnezeu și slujba înaintea lui Dumnezeu este numită în Scriptură închinare. Și cred că aceasta ne scapă de multe teorii pe care le avem cu privire la subiectul acesta. Pentru că, încă o dată, o lege de interpretare a Sfintelor Scripturi potrivit hermeneuticii. Hermeneutică înseamnă știința care pune la dispoziția cercetătorului biblic elementele, uneltele cu care să lucreze pe textul biblic. Și potrivit hermeneuticii și potrivit consensului cercetătorilor Bibliei, unde apare prima dată un termen, acela trebuie să caracterizeze aceeași idee peste tot în Scriptură. Vă mulțumesc că ați fost atenți la aceasta, pentru că este important să știm ce credem și este important să știm cum să slujim pe Domnul. Textul pe care eu l-am citit pentru dimineața aceasta face parte dintr-un eveniment special legat de o familie specială. Este familia Manoah. Această familie trăiește în niște timpuri foarte tulburi. De ce spunem tulburi? Pentru că uitați versetul 1 din Judecători 13, care introduce istoria, spune: copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Erau vremuri tulburi, erau vremuri de rebeliune, neascultare de Domnul, erau vremuri de închinare la idoli, baalisme și Astarteia. Și în circumstanțele acestea, familia aceasta își duce existența, atacată de păgânism, atacată de necredință și pe deasupra, în familia aceasta, nu sunt copii. Soția lui Manoah este sterilă, nu are copii. Și într-o zi, spune istoria biblică, de aici din capitolul 13, în timp ce ea se afla la câmp, a venit un om pe care l-a înțeles că este un înger și apoi a înțeles mai mult că este îngerul Domnului. Și când lucrul acesta este specificat, că îngerul Domnului a venit, aș vrea ca dumneavoastră să înțelegeți, fără să aveți emoții că veți greși sau că este o exagerare, i s-a arătat Iisus Hristos.
Îngerul Domnului în Vechiul Testament este ceea ce noi numim în teologie o cristofanie. Fanie înseamnă arătare, Cristo, Hristos, o prearătare a lui Iisus Hristos în Vechiul Testament, pentru că El este etern, nu? Căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat, pentru că era înainte ca să se poată să fie dat. Deci, Iisus Hristos a arătat soției lui Manoah și a spus: da, ești stearpă, după termenul vechi, sterilă, infertilă, dacă vreți, mai tehnic și mai modern, dar uite ce-ți spun eu, vei avea un copil de parte bărbătească și acesta va izbăvi pe Israel de sub filisteni. El va fi un copil pe care mi-l dedicați mie, Domnului. În sensul că este pus deoparte. Și această punere deoparte se numea în Israel nazireat. N-are voie să bea alcool, n-are voie să se întineze cu femei, n-are voie să se căsătorească câtă vreme este în această postură de nazireat. Nazireu. Va umbla înaintea Domnului, Duhul Domnului va fi peste el. Deci tu să ții tot ce ți-am spus și să-l înveți pe copil să se ferească de lucrurile pe care ți le spun ție. Soția aceasta a venit la soțul ei, așa cum se cuvine, și a zis: uite ce experiență am avut. Și când Manoah a auzit lucrul acesta, s-a bucurat și rostește cuvintele pe care le-am citit și le recitesc încă o dată, versetul 8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. În această dimineață de Father's Day, de ziua tatălui, deci ziua familiei, aș vrea să stau cu smerenie în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Rugăciunea și credința unui tată. Rugăciunea și credința unui tată. Dacă ne vom uita cu atenție la versetul acesta, ne vom da seama că Manoah, deși face o rugăciune simplă, rostește o rugăciune profundă. Profundă, așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să nu fie profund cuvântul lui Dumnezeu. Sunt trei lucruri pe care le vom observa aici. Primul este focusul rugăciunii și credinței lui Manoah. Focusul rugăciunii și credinței lui Manoah. Uitați-vă cu atenție ce se roagă Manoah. Manoah nu zice așa: Doamne, te-ai arătat cu adevărat soției mele? Tu știi că eu scap o familie. Mai arată-mi-te și mie. Și să-mi spui și mie ce ai spus soției mele. Pentru că vreau să știu. Vreau să știu dacă lucrul ăsta este drept. Nu fi avut vreo halucinație soția mea din dorința de a avea copii. O imaginație excesivă. Nu. Manoah face o rugăciune extraordinară. El, când a primit vestea de la soție, Manoah a crezut pe loc. A crezut pe loc. De ce? Pentru că uitați cum se roagă. Uitați care e focusul rugăciunii lui. Este un focus îndoit. Primul este responsabilitate. Ce să facem pentru copil? El n-a zis: poate că se va naște. Poate o fi așa cum a zis omul acela, îngerul Domnului. Nu, el direct intră în responsabilitate. Ce să facem pentru copil? Așa se roagă. Să ne învețe ce să facem pentru copil care se va naște. Și un tată trebuie să fie un om a cărui focus este responsabilitatea în casă.
Societatea noastră este o societate de mulți oameni irresponsabili. De mulți oameni irresponsabili. Și atunci nu-i mirare că atâția tineri, atâția copii, atâția adolescenți sunt de partea împotriva legii, împotriva educației. Nu este mirare că în școlile publice de astăzi mulți învățători și profesori de la școlile primare până la liceu, mulți, prea mulți, și în America și în România, prea mulți, au groază să meargă la ore. Pentru că elevii, copiii, sunt obraznici, vorbesc vulgar, deschid telefonul în timpul orei de curs, au lipsă de respect pentru învățător sau pentru învățătoare, pentru profesor sau pentru profesoară, fiindcă n-au lângă ei un tată responsabil care să învețe ce trebuie. Și atunci focusul rugăciunii unui tată temător de Domnul trebuie să fie aceasta: Doamne, ajută-mă să pot să fiu responsabil, Doamne. Pentru că răspund eu o viață. Ai trimis în casa mea un suflet viu. M-ai făcut tată. Ai pus pe umerii mei o responsabilitate pe care singur nu știu să o duc. Și de ce el se roagă? Și încă o dată, el nu pune la îndoială experiența soției lui cu Îngerul Domnului. El trece direct la acțiune prin credință. El se roagă, el îl și vede pe copil născându-se. Aceasta este adâncimea acestui verset. Aceasta este adâncimea acestei rugăciuni de un verset. Pe lângă responsabilitate, al doilea lucru, în focusul rugăciunii lui Manoah, este precept. Precept. Să vină omul lui Dumnezeu să ne învețe. Acesta este preceptul. Întrebarea este aceasta: cine învață pe copiii noștri? Cine învață pe copilul tău? Vreau să vă spun ceva care o să vi se pare extrem. Să știți că nu biserica învață pe copiii noștri, nu școala duminicală învață pe copiii noștri, nu școlile publice învață pe copiii noștri, nu școlile creștine învață pe copiii noștri, ci primii învățători ai copiilor noștri sunt mama și tata. Preceptul, regula este aceasta: mama și tata. Și de aceea Manoah cere, spune, să vină omul acela să mă învețe pe mine și pe soția mea, pentru că vom intra într-un statut nou de mamă și tată. Dacă uităm acest statut, dacă uităm acest precept, atunci, sigur, ne spălăm ușor pe mâini, hai mergem la biserică, că dăm copilul la școala duminicală și am scăpat de el până la amiază. Și n-ai realizat nimic. Când mergi acasă și când atmosfera din casă este aceeași pe care copilul a văzut-o înainte de școala duminicală, el se întoarce înapoi la ceea ce este la îndemână pentru restul săptămânii. Focusul, atenția rugăciunii unui tată și a credinței unui tată temător de Domnul trebuie să fie responsabilitate și precept. Ce să facem pentru copil? Vino și ne învață. Și nu găsesc loc mai potrivit. Nu găsesc învățătură mai bună, frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați părinți, nu găsesc decât în cuvântul lui Dumnezeu. Decât în casa lui Dumnezeu. De aceea,
să nu ne pară greu să venim să învățăm. Să nu ne pară greu să venim să ne rugăm, să ne zmerim la picioarele Domnului, pentru că vrem să ne înțelepțim. Știți ce spune cuvântul Domnului prin proverbe? Cine umblă cu înțelepții, ce face? Ce face? Se înțelepțește și mai mult. Cu cine te însoțești? Cu cine te asociezi? Dacă vrei să fii efectiv în casă, în familie, ca tată, ca mamă. Deci primul aspect pe care l-am văzut este focusul rugăciunii și credinței lui Manoah. În al doilea rând, este frumusețea rugăciunii și credinței lui Manoah. Din nou, două lucruri esențiale sunt la acest capitol al frumuseții rugăciunii lui. Primul este situația familiei. Situația familiei. Atâta vreme nu are copii. Și iată că vine promisiunea divină pe care el o crede dintr-o dată. Dar să nu uităm că și Manoah, ca și noi astăzi, mare diferență nu este. Noi numim vremurile acele vremuri arhaice, pentru că nu aveau telefon și nu aveau tabletă. Dar, și să zici că aveau altceva, care îi robea tot așa de tare. Aveau pe Baal și Astarteia. Și când spun Baal și Astarteia, aș vrea ca dumneavoastră să înțelegeți un lucru. Tot citim în Biblie, Baal și Astarteia. Știți ce aveau? Este ceea ce se numește în termeni tehnici astăzi prostituție sfântă. Dacă există așa ceva. Prostituție sfântă. Erau case din loc în loc numite temple, unde era un stâlp zugrăvit cu tot felul de scene sexuale, una mai sălbatică decât cealaltă, și oamenii erau prinși de aceste demonstrații de lipsă de pudoare și de respect pentru familie, și acolo erau pierduți tineri și tinere, părinți și copii, pentru că avea atracție. Asta era atracția lor. Că în Biblie, la un moment dat, Dumnezeu spune: sunt îngrozit de voi, spune lui Israel. Pe orice vârf de deal aveți Baal și Astarteei și stâlpi închinați Astarteei. Sub orice pom verde. Dar ce ați făcut? Unde ați ajuns? Este ca în zilele noastre. Orice revistă deschizi este apel la senzualism. Deschizi telefonul, este apel la senzualism. Dacă este reclamă la gogoși, e apel la senzualism. Este reclamă la mătură de măturat, este reclamă, apel la senzualism. Pentru că asta se vinde. Asta se vinde. Și Manoah știe situația familiei lui. Cum vom crește copilul acesta într-o astfel de atmosferă? Și de aceea frumusețea rugăciunii lui se vede în interesul special pentru educarea copilului care se va naște. Este situația familiei. Și doi, cel de-al doilea aspect în frumusețea acestei rugăciuni a lui Manoah, vedeți cât este de adâncă, este societatea în care copilul se naște. Cum am spus, este o societate senzuală, este o societate idolatră. Balism, păgânism. V-am citit versetul 1, să-l recitesc. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și când iarăși ce nu plăcea Domnului, iarăși s-au întors la Bali, iarăși s-au întors la Astarteia. Și de aceea Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. 40 de ani de asuprire. Munceau pământul și grâul lua filistenii. Culegeau pomii, fructele, și erau luate de filisteni. N-aveau voie să facă arme. Trebuia, vă duceți aminte de pasajul acela biblic pe vremea lui Saul și a lui Ionatan? Spune că nu era niciun fierar în Israel, era interzis prin lege de filisteni. Era interzis să fie fierari
la care să se ducă israeliții să-și ascută sapa și coasa și să-și facă secere. Toate trebuiau făcute la filisteni. Pentru că era o societate care controla. Este ca societatea noastră. După telefon știe că ești în biserică, dacă ești din biserică știe unde te duci în pasul următor, pentru că ești controlat la tot pasul, suntem controlați la tot pasul. Spiritul acela filistean n-a murit. Și spre aceasta se tinde, spre o vreme, spre o eră, spre o epocă care este foarte aproape, când un singur om, a cărui nume va fi Anticrist, va controla tot pământul. Cu mare eficacitate. Control absolut. Manoah este îngrijorat de societatea în care se nasc copiii lui. Și eu aud azi părinți care spun, acum, de aici încolo, timpul nostru se duce. Dar ce fac copiii ăștia care ni s-au născut? Pentru că asupra lor se răsfrânge mai mult, mai mult sistemul acesta de constrângere și de control. Big Brother. Așa se numește. Fratele mai mare. Bill Biden și cu Bill Clinton și cu Obama și cu toți acoliții. Hai să controlăm. Să vedem unde se adună pocăiții. Ce fel de predici au? Să știți că urmăresc predica. Nu le place predica care vă spun eu astăzi. Nu le place predica aceasta. Îi deranjează. Și imediat ne scot de pe internet, ne scot de pe YouTube, că nu mai avem voie pentru că nu ne încadrăm în normă cu astfel de mesaje. Însă adevărul trebuie spus. Societatea în care noi trăim este o societate coruptă. Este o societate creștină păgânizată. Dar în societatea aceasta se pot crește copii cu frică de Domnul. Se pot. Se pot forma familii cu frică de Domnul. Manoah este exemplu. Într-o societate care este ostilă lui. Într-o societate în care tocmai ai lui îl disprețuiesc. Fugi, băi, nu te vorbi. Tu n-ai niciun copil, niciun urmaș. Ai murit, s-a dus cu neamul tău. S-a dus cu numele tău cu tot. Într-o societate de felul acesta, Manoah vrea să nu se conformeze societății, ci să se conformeze cuvântului lui Dumnezeu. Să se conformeze legii lui Dumnezeu. Deci este focus în rugăciunea lui, este frumusețe în rugăciunea lui și apoi, sigur, cel de-al treilea lucru și ultimul este familia propriu-zisă în rugăciunea și credința lui Manoah. Cum vede Manoah familia? Din nou, prin două direcții distincte. De aceea am spus, cuvintele sunt simple într-un verset rugăciunea lui, dar este observat cât este de profundă. Două lucruri. Primul lucru pe care Manoah îl menționează aici este nevoia de călăuzire. Ok, mă faci tată. Soția mea devine mamă. Dar ce facem? Ce facem? Pentru că fiul care se naște, Samson, care s-a născut și care, după nume, însemnează-l fiul soarelui, ce facem cu fiul soarelui în societatea în care trăim? Vino și ne învață, are nevoie de călăuzire. Avem și noi nevoie de călăuzire. Avem și noi nevoie de călăuzire. Pentru că odată suntem în carne, suntem supuși atacurilor celui rău, asaltați de firea pământească, suntem supuși greșelilor la orice pas. Și de aceea, dacă nu este cuvântul Domnului în noi și dacă nu este călăuza Duhului Sfânt cu noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem probleme. Avem mari probleme. Ai nevoie de călăuzire? Trebuie să-i incluzi în rugăciunea ta. Trebuie să-i incluzi în rugăciunea ta.
nevoie de călăuzire. Și pe lângă nevoia aceasta de călăuzire, ca să poată să stea în picioare și promisiunea Domnului să se împlinească până la capăt, vei naște un copil care va fi izbăvitorul lui Israel împotriva filistenilor. Al doilea aspect în rugăciunea pentru familie a lui Manoah este nevoia de călăuzitor. Bun, călăuzire, dar cine este călăuzitorul? De aceea Manoah se roagă și spune, mai vino tu care ai adus vestea. Eu te cred pe cuvânt. Dar fii tu călăuzitor. Este Dumnezeu călăuzitorul nostru? Este Dumnezeu călăuzitorul tău în casa ta? Atunci poți să stai în picioare. Lipsa unui călăuzitor adecvat duce la fatalism, duce la ruină personală, ruină de familie. Am citit recent revista Decision din iulie-august 2000. Acolo este redată această experiență. O asistentă medicală, o asistentă psihiatră, spune: într-o zi, la spitalul la care lucrezi, a fost adusă o doamnă de 56 de ani, vârstă de 56 de ani, o chemau Wenda, într-o condiție teribilă. Îi murise soțul, îi murise un copil, a intrat în depresii foarte puternice, nu a mai mâncat, nu s-a mai îngrijit nimeni de ea, până când a descoperit-o un vecin. Era doar piele și oase, pentru că nu mâncase, nu băuse și era pe punctul să moară de dehidratare. A fost dusă la spital și puse pe tratament și spune: m-au desemnat pe mine să mă ocup de ea ca să iasă din depresia în care se găsea. A stat câteva zile în spital și după câteva zile a fost externată și pe mine m-au delegat să mă duc de două ori pe săptămână la ea ca să stau de vorbă cu ea câteva ore și să o ajut să se reîncadreze în societate și în viață, să vadă că încă mai există speranță pentru ea. Dar această asistentă medicală spune așa: aveam pe inimă, ascultați ce vă spun acum, aveam pe inimă să-i spun, pe lângă informațiile mele de specialitate, psihiatru, aveam pe inimă să-i spun că mai puternică decât psihiatrie este Dumnezeul Scripturilor. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu i-am spus. Am tot amânat. Și m-am dus timp de 6 luni de zile, de 2 ori pe săptămână la ea. În 6 luni de zile, de fiecare dată ziceam, acum o să-i vorbesc de Domnul. Și aceasta o să o ajute. Și nu i-am vorbit. Și spus, la încheierea celor 6 luni de zile, m-am dus din nou, spre surpriza mea, ușa era deschisă, nu era blocată. Am bătut, n-a zis nimeni nimic, am deschis, am intrat înăuntru și am găsit în dormitor, lângă pat, trupul mort al lui Wenda. Avea o scrisoare în mână și murise așa cu mâna rezemată de pat ca să se vadă că are scrisoare în mână. A spus, m-am plecat, am luat scrisoarea și am citit-o și scrie acolo așa ceva: mulțumesc că te-ai ocupat de mine. Nu m-a mai ajutat nici cuvântul tău. Cred că aveam nevoie de altceva și pentru că acel altceva întârziat să vină, n-am mai putut să îndur și mi-am luat viața. Lipsă de călăuzitor. Putea să fie un salvator adevărat.
noi avem așa de mare nevoie, pe lângă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului, de oameni temători de Domnul care să ne ajute. De aceea părinții trebuie să fie temători de Domnul. Exemplul nostru pentru copii trebuie să fie un exemplu care să sugereze că Dumnezeu este cu noi. Copiii trebuie să vadă chiar și falimentele noastre ca părinți și felul în care știm să ne ridicăm din aceste falimente. Pentru că viața nu este numai o linie dreaptă și toate merg bine. Viața este cu urcușuri și coborâșuri. Trebuie să ne vadă cum ne comportăm și pe vârf, în vârful bucuriei și în vârful biruinței, dar trebuie să ne vadă cum ne comportăm și atunci când suntem în vale. Închei cu acest exemplu scurt. O reporteră americană spune: am primit aprobare să mă duc în India, în Calcutta, românii spun Calcutta, mare oraș indian, 30 de milioane de locuitori, acolo unde era centrul Maicii Tereza, Maica Tereza, cea care s-a ocupat de leproși, de necăjiți și de toți amărâții de pe străzile din orașul indian Calcutta. Și a spus: cu permisiunea Bisericii Romano-Catolice și cu acordul Maicii Tereza, am petrecut o lună de zile lângă Maica Tereza. Oriunde s-a dus dânsa, o lună de zile m-am dus și eu. Am străbătut pe toate străzile din Calcutta în timp de o lună, pe toți leproși am adunat, pe toți nespălați, pe toți homeless și pe toți nemâncații. Asta era slujba Maicii Tereza. Îi ducea, îi spăla, îi îmbrăca, îi ținea la centru pe care l-avea acolo și care există și astăzi, chiar dacă ea a murit. Și dacă avea unde să îi placeze, îi plasa, dacă nu, încerca să-i țină mai mult acolo. Dar spunea această reporteră care a stat o lună cu Maica Tereza: un fapt mi s-a părut foarte ciudat. Maica Tereza umbla foarte rău. Ia ascultați, foarte rău. Și zice: m-am uitat la picioarele ei și avea niște picioare tare strâmbe. Am zis: săraca e bătrână, artrita, reumatismul, faptul că a umblat atâta pe străzile din Calcutta au deformat-o. Dar spune, o altă măicuță m-a văzut că mă uit cu atenție la picioarele ei. Și când Maica Tereza a ieșit într-o cameră alăturată, a venit la mine măicuța aceea și a zis: am văzut că urmăriți pe Maica Tereza, vă uitați la picioarele ei strâmbe. Și a zis: da, ce s-a întâmplat? De ce nu merge la doctor? A zis: nu mai ajută doctorul, nu mai poate. Dar ce s-a întâmplat? Păi uitați ce s-a întâmplat, spune. Aici la noi, la centru, primim zilnic, pentru că acum au ajuns cunoscuți în toată lumea, primim zilnic, pe lângă ajutor financiar ca să ne ocupăm de nevoile homeless-lor și săracilor, primim haine și încălțăminte și hrană. Însă Maica Tereza și-a făcut un obicei pe care ni l-a dat tuturor măicuților care o ajutăm. Ia toate încălțămintele care sunt pe măsura ei și nu le dă nimănui până când nu le încalță ea 2-3 zile. Nu le dă nimănui. Pentru că vrea să fie sigură că încălțămintea aceea poate să fie încălțată. N-are cuie în talpă, nu face bătături și nu face alte probleme. Și de aceea a umblat cu 1000 de încălțăminte diferite și a trebuit să umble ca pe cuie, să calce în toate felurile, ca să poată apoi să dea încălțămintea să fie utilă necăjiților de aici din India. De aceea picioarele ei au ajuns așa cum sunt. Și spunea reportera: ce exemplu! Ce pildă! Într-adevăr, ce exemplu! Ce pildă! Manoah, un om care încă nu este tată, se roagă ca un tată adevărat. Are un focus special: responsabilitate și precept.
are frumusețe în rugăciune. El se uită la situația lui, care este descurajantă, pentru că se uită și la societatea în care trebuie să nască Samson. O societate pe care Dumnezeu este mânios, de aceea sunt sub filisteni. Dar el se uită la familie din această perspectivă. N-am să mă descurc singur, deci am nevoie de călăuzire. Dar nu vreau orice călăuzire, vreau un călăuzitor. Și adevăratul călăuzitor este Domnul, este Duhul lui Cel Sfânt. Adevăratul călăuzitor poți să fii tu și eu dacă suntem călăuziți la rândul nostru de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Vrei tu să fii acel tată cu astfel de rugăciune, cu astfel de credință? Atunci casa ta va fi o casă binecuvântată, se poate repara ce este pierdut, pentru că în fața Domnului nostru și a Tatălui nostru ceresc încă există bunătate și există milă pentru casele noastre. Ne ridicăm în picioare și știind că avem nevoie de călăuză, de călăuzitor în casele noastre, știind că avem nevoie să ne refocusăm atenția noastră, rogă-te împreună cu mine, spune: Doamne, ajută-mă să fiu responsabil și să pot să fac educarea copiilor mei pe care Tu m-ai binecuvântat, nu după legile psihiatrilor, ci să fac educarea lor după legea Sfintelor Scripturi, după cuvântul Tău. Și apoi învață-mă, Doamne, să știu să cinstesc pe tata și pe mama, în frică de Domnul. Ne rugăm Domnului.